Salut și bine ați venit pe canalul meu și astăzi vă voi arăta ce am primit la ziua mea de naștere. Să începem exact cu ce am primit mine. O borsetă și un plovăr. Și un super cadou și vreau să-l deschid. Wow, uite! Un joc în care să fac experimente. Să vedem ce mai avem pe aici. O carte de logică. Hai să citim o provocare. Aceasta. Familia numeroasă. Părinții prietenului meu Ionuț au avut 5 copii. Unde mi-a dispărut cartea? Mami, tati, Teo, Brie, veniți! Ce s-a întâmplat cu cartea mea? Mi-ați luat-o voi? Unde e? Tamara, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Te-ai apucat de desfăcut cadouri fără noi? Da, și cartea mea de logică a dispărut. A dispărut? Păi să mergem cu toții să o căutăm. Hai! Hai! Aici nu e! Aici nu, nici aici. Nici aici. Haideți jos! Hai! Uite, uite, e aici! Dar sarcini! E deschisă exact la aceeași pagină. Și prima sarcină este chiar aceasta, cu familia numeroasă. A doua sarcină este la pagina 8. Ia verificăm, Ara! Calendarul! Iar a dispărut! Se pare că această carte tot dispare. Să luăm fiecare câte o sarcină și să pornim în căutarea cărții. Să înțeleg, începem Among Us! Eu ne aleg sarcina 5. Dar stai un pic. Cât suntem? 1, 2, 3, 4? Să-l chemăm și pe tati. Tati! Da, ascult, ce s-a întâmplat? Jucăm? Eu! Joacă și Ioana, cel mai nou membru în acest joc! Lăsăm sorții să decidă cine este impostorul! Așa să fie! Impostorul s-a decis! Niciunul dintre noi nu știe cine este, da? Și nici voi nu veți afla până la finalul jocului! Să alegem sarcinile! Eu mi-aleg sarcina 5, cum am zis! Eu mi-aleg sarcina 1! Familia numeroasă. Eu aș vrea sarcina 3. Cățelul, ce colorat e, de asta l-am ales. Și noi ne alegem sarcina 2. Eu îmi voi alege sarcina numărul 6. Să începem? Căutăm cartea. Cine o găsește primul, își rezolvă sarcina. Părinții prietenului meu, Ionuț, au avut 5 copii. Pe cel mai mare l-au numit Tato, iar pe al doilea, Teto. După ce s-au gândit îndelung, celui de al treilea i-au pus Tito. Iar când s-a născut al patrulea copil, s-au hotărât repede și i-au dat numele Toto. Ce nume i-au pus celui de al cincilea fiu? Luând-o logic, pe acesta, Tato, A-E-I-O-U. Deci acesta poate să fie Tuto. Dar hai să o luăm puțin logic. Părinții prietenului meu, Ionuț, au avut 5 copii. Aceștia 4 și al cincilea, Ionuț! E logic! Voi v-ați dat seama? Scrieți-ne în comentarii! Răspunsul la întrebarea noastră este: ce nume i-au pus celui de al cincilea fiu? I-au pus numele Ionuț! Bifăm! Mă duc și la panou. Să mergem. Să bifăm, dar înainte să scriem Ionuț. Bifăm. Sarcină îndeplinită. Următoarea. Fantomele colorate. Mă duc să găsesc, parcă era acolo. Iar a dispărut? Mă duc să o caut până nu o găsesc ceilalți. Am găsit-o și e deschisă la sarcina mea. Să citim.
Știm că ziua de 26 septembrie din acest an a căzut într-o duminică. Ziua de 25 mai 2002 a fost sâmbătă, iar luna februarie din 2004 a avut 29 de zile pentru că 2004 a fost an bisect. Câte luni au 28 de zile? La o primă vedere ne gândim că doar februarie dintr-un an nebisect are 28 de zile, dar dacă ne gândim logic, toate lunile au 28 de zile. Toate lunile. Sarcina îndeplinită, să ne alegem altă sarcină. Fără a ridica creionul. Ce faci? Tu ți-ai găsit sarcina? Da, am găsit-o, dar acum o caut pe a doua. Cartea a dispărut iar. Eu încă n-am găsit-o pe prima. Uite cartea acolo, sarcina mea. Am găsit-o prima, e sarcina mea. Nu, e cartea mea. Uite, cățelul, e sarcina mea aici. Deci eu rezolv provocarea. Pleacă sau te elimin. Tu ești? Am glumit, fugi de aici să-mi rezolv sarcina. Sau vrei să mă elimini pe mine? Mă mai gândesc. Hai, pa. Dar să știi că nu a fost corect. Cățelul, așează 15 bețișoare așa cum indică desenul. Uite-le, reprezintă un cățel ce privește spre stânga. Cam abstract cățelul ăsta. Pare a fi un măgar gras mai degrabă decât un cățel, dar fie. Mișcând doar două bețișoare, poți face cățelul să privească spre dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Ar trebui să mișc nasul de la stânga la dreapta. Mulți veți crede că aceste două scobitori trebuie să le luăm și să le punem în partea aceasta. Dar aici e coada. Ca să mai fie încă o ureche, ar trebui să mutăm și a treia scobitoare. Clar nu e asta soluția. Atunci le vom pune în interior. Acum cățelul și-a mutat capul din stânga în dreapta. Sarcina îndeplinită! Mă duc să bifez! Rămâi aici! Vin repede să fac și următoarea sarcină. Cățel colorat! Să luăm... piramida magică! Am fugit! Unde-i sarcina? Unde-i? Uite-o! Aici! Oameni sau extraterestri? Un cercetător de la NASA a găsit aceste simboluri pe o piatră. Lipsește un simbol la sfârșit pentru a descifra mesajul și a afla dacă este un înscris care vine de pe altă planetă sau este făcut de oameni. Care dintre simboluri, A, B, C, D sau E, trebuie situat la sfârșitul seriei? A, U, B, U, C, U, D, U sau eu? Delicată problemă, dar eu știu. Să numărăm bețele. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tot 5? Nu cred că asta este logica problemei. Număr unghiurile. 1, 2, 3, 4, 5. Următoarea. 1, 2, 3, 4. Cred că asta este logica. Unghiurile. 1, 2, 3. 1, 2. Înseamnă că aici trebuie să fie un singur unghi. Singura e. Un unghi este aceasta. Răspunsul este B. Am plecat să bifez. Aici. B. Următoarea sarcină. O aleg încurcătura cu fotografie. Am plecat să o caut. Nu! Nu sunt eu! Te-am păcălit! Bine atunci. Atunci. Nici eu nu sunt. Repede! Wow! Am găsit-o! Enigma celor cinci uși. Dar cine e aici? Ai găsit cartea mea aici, a mea! Dacă vrei să fiu ok cu tine, te pot ajuta la următoarea ta provocare. Ce prevede? Bine, ia-o tu și eu nu te voi mai ajuta. Fie, bine! Deci vrei să fii ajutată?
Ok. Atunci, hai! Fugi! Fugi, 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 fugi. Claudiu și Laurențiu au ajuns la finalul drumului. În fața unui zid enorm au întâlnit 5 uși colorate. Priviți-le! 1, 2, 3, 4, 5. Pentru a alege ușa corectă, au o singură încercare. Pentru că dacă greșesc, din ușa incorrectă va ieși un gaz care nu le permite să-și termine aventura. Știu doar că definițiile le vor da pistele pentru a alege ușa corectă. Ce ușă vor alege? Și avem aici țara care are capitală la Atena. Țara cu capitală la Atena care este? În comentarii ne scrieți? Grecia! Următoarea definiție. Cuvântul cu înțeles opus al altui cuvânt. Antonim. Și scriem. Antonim. Satelit natural al Pământului. Luna. Albastru în limba engleză. Blu. Poetul nepereche al literaturii române. Eminescu. Mihai Eminescu. Mai departe. Numele mării care are următoarele porturi. Constanța, Odessa și Varna. Marea Neagră. Ca să aflăm ce culoare este ușa, este simplu. Ia vedeți aici. Avem așa. Tragem o linie, a doua linie. Și ne-a ieșit? Ca în rebus. G-A-L-B-E-N. Corectă este ușa galbenă. Am găsit. Mergem să bifăm. Poc. Ușa galbenă. Ce sarcini mai sunt cu ale? Oul sau găina? Am luat-o. Să mergem. Sos? Nu e, s-ar putea să fie sos. Aici este. A venit de unde a plecat. Problema zice așa. Fantomele colorate. În castel sunt 9 fantome foarte haioase și fascinate de culori. Dar biata fantomă Laura este tristă pentru că nu își amintește ce culori trebuie să poarte. Ținând cont de faptul că nu pot exista 2 fantome identice, ce culoare trebuie să aibă lumânarea, Bila și peticul Laurei? Lumânările au doar culorile roșu, verde și albastru. Aici avem așa, roșu, verde, albastru. Verde, roșu, albastru. Albastru, verde, roșu. Deci lumânarea va fi roșie. Apoi peticul. Turcoaz, galben, roz. Roz, turcoaz, galben. Turcoaz, roz, galben. Este exact ca la Sudoku. Avem până acum lumânarea roșie și peticul galben. Și bila va fi următoare. Avem portocaliu, verde, mov. Verde, portocaliu, mov. Verde, mov, portocaliu. Deci fantoma poartă culorile roșu, galben și portocaliu. Exact culorile curcubeului. R-O-G. Vai. Să mergem să-mi aleg încă o sarcină. Dar stai, să iau și cartea, pentru că de fiecare dată dispare. Tu! Ce s-a auzit? Cartea! Și marea eliminată. Cred că a încercat să ia cartea și cartea a eliminat-o pe loc. Lasă-o jos să nu se facă și ție rău! Sau tu ai fost? Nu, n-am fost eu. Sau tu? Nu eu. Poate tu? Garantat nu eu. Eu cred că Ioana, fiindcă ea e nouă. Eu cred că tu, pentru că mereu dorești să fii doar tu. Lăsați vorba, eu vreau să iau o carte. Nu lua! Să nu te elimine, lasă-o jos. Sigur va apărea în următoarea misiune. Să mergem spre panou. Eu totuși o să iau cartea. Am găsit misiunea. Încearcă să desenezi această figură fără a ridica creionul de pe hârtie. Liniile se pot intersecta, dar nu poți desena aceeași linie de mai multe ori. Aceasta este figura și să ne gândim cum am putea face. Am tras în prima linie, acum cercul. Continuăm cu linia al doilea cerc. Continuăm cu linia al treilea cerc. Am linia până la final. Am terminat misiunea. Aceasta este misiunea. O bifăm.
Carte, carte, unde ești tu, carte? Iată cartea și misiunea mea! Piramida magică! În numeroasele aventuri pe care le vei întâlni de-a lungul vieții, cu siguranță, la un moment dat, va trebui să rezolvi o enigmă atât de complicată ca aceasta. Pentru a putea ieși din labirintul în care te afli, trebuie să introduci piesa care lipsește, în căsuța indicată cu semnul întrebării. Ai la dispoziție oricât timp vrei, asta dacă nu mă elimină impostorul. Dar o singură încercare. Piesele care ți se dau sunt următoarele. Steluță avem, X avem, cruce de salvare nu avem, pătrat avem, smiley face avem. Această piesă este o singură dată. Observ că sub romb, de fiecare dată e un pătrat și un smiley face. Avem romb, pătrat și smiley face, romb, pătrat și smiley face. La fel, sub smiley face, de fiecare dată e romb și stea. Sub cruce avem pătrat și un simbol necunoscut, pe care trebuie să-l aflăm. N-ar putea fi smiley face, pentru că pătratul și smiley face-ul ne-ar da romb. Deci aici ar fi trebuit să fie romb. E clar? Nu. Cruce n-are cum să fie, că nu se repetă elementele unul sub altul. Pătrat este deja, iarăși nu se repetă. Ar putea fi stea, să zicem. Stea și pătrat. Dar sub stea avem două smiley face-uri. Deci aici, dacă ar fi steaua, aici ar trebui să fie ambele smiley face-uri. Deci clar pică. Singurul element care ne-a rămas este crucea verde, crucea salvării. Așa că eu aleg crucea ca fiind răspunsul meu. Am fugit la panou. Veniți, veniți, veniți! Ce s-a zis? Mami, trezește-te! Mami a fost eliminată. Asta înseamnă că am rămas noi. Tu ești! Tu ești! Tu ești! Eu știu de la început! Eu încerc în bar! Uite-o! Încurcătură cu fotografie! Andrei privea un portret, iar cineva l-a întrebat: a cui este această fotografie? El a răspuns: nu am nici frat, nici surori, dar tatăl acestui om este fiul tatălui meu. Întrebarea problemei este: a cui era fotografia la care se uita Andrei? Hai să analizăm. Tatăl acestui om e fiul tatălui meu, deci tatăl meu e bunicul celui din imagine. Asta înseamnă că cel din imagine este fiul. Deci Andrei se uita la poza fiului său. Răspuns corect, mă duc să bifez. Să bifăm! Teo eliminată! Veniți, veniți! Cine mai e în joc? Ioana mai rămas în joc. Noi doi! Da! Deci, e clar, eu nu sunt. Tu ai fost. Păi cum să fiu eu? Eu știu sigur că nu sunt. Și eu știu sigur că nu sunt. Vedem noi. Vedem. Sus nu am găsit nimic. Ia să ne mai uităm pe aici. Am găsit. Ce a fost mai întâi? Oul sau găina? Cu siguranță ai auzit de multe ori această întrebare, dar este foarte greu de dat un răspuns. Putem dezbate ore întregi pe această temă. Totuși, dacă te gândești puțin și ții seama că trebuie să folosești cu exactitate limbajul, ai putea să dai răspunsul corect. Curaj! Oul sau găina? Genetica ne spune că mutațiile se produc în ou. Răspunsul clar este oul. Aici nu ne întreabă dacă oul de găină sau găina a fost întâi. Aici ne spune doar oul sau găina, așa că clar, oul. Răspuns corect. Să plecăm. Și iau și cartea cu mine. Ioana, tu erai impostorul. Corect. Așa. Hai, veniți, veniți, veniți. Și ați aflat cu toții cine a fost impostorul tura aceasta. Eu știam. Noastră, Ioana. Eu acum pot să vă închet. Nu, eu.